Mulțumim lui Dumnezeu cu toată inima pentru harul acesta deosebit pe care îl reversă din mare bunătatea sa. Și mulțumim Domnului că am ales să ne bucurăm de acest privilegiu pe care nu știm cât timp îl vom mai avea și pe care probabil că nu știm să-l folosim la adevărata lui valoare. Mă gândeam la anii când nu ne puteam aduna unii cu alții și anume mă gândeam cum ar fi să fim liberi. Cum ar fi să avem o biserică, să avem uși deschise și să putem cânta și să putem să nu mai tragem perdelele și să punem nu știu ce jaluzele de frică să fim găsiți de nu știu cine. Și mi se părea aproape imposibil. Așa nici nu reușeam să-mi imaginez. Ce atârnă este că acum în libertate riscăm să pierdem pe dinăuntru nostru interesul de a ne întâlni cu Dumnezeu în colectivitate. Nu știu de ce a lăsat Dumnezeu așa, dar e clar că a tot știința Lui știe că avem nevoie de părtășie comună. Avem nevoie să învățăm să ne pese unii de alții. E un lucru foarte greu de înțeles pentru inima noastră. Și este atât de adânc ascuns acolo, în lăuntru nostru, încât cu greu ne putem da seama ce și cum. Așa că spre a ne da seama cum poate să se transforme inima noastră, cum arătăm noi, de fapt, pe dinăuntru, încercăm să medităm asupra câteva versete în această seară. Luca 17:20. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Poate că ați fost la curent cu acele profeții care au fost făcute întâi pentru 22 mai, dacă nu mă înșel, și apoi pentru 21 octombrie. Deja suntem în noiembrie și nu s-a întâmplat ce s-a profetizat de către un anume predicator în Statele Unite, care a făcut mare vâlvă, care a fost televizat, posturile principale de televiziune, au fost milioane de oameni care au intrat în panică, vine sfârșitul. Zicea el, la data cutare, vine Domnul Hristos să încheie socotelile cu aleșii lui. Mă rog, cred o parte din creștini va avea loc o răpire secretă. Despre care Biblia nu vorbește. Vorbește, de adevăr, despre o răpire, dar nu secretă. Zice că orice ochi îl va vedea. Nici de cum că vine așa nevăzut undeva într-un colț al cerului și dispar oamenii câte unul, câte unul. Nu. Biblia nu vorbește despre treaba asta, ci despre faptul că Domnul Hristos la venirea Lui va fi văzut de toată lumea, vor fi înviați cei care L-au persecutat și cei mai aspri potrivitori ai împărăției Lui de-a lungul vremilor. În așa fel că versetul spunea chiar și cei ce L-au străpuns îl vor vedea la acel moment. Și apoi, fără să atingă pământul la această venire a Sa, pe care o așteptăm cu toții, va atrage la Sine pe toți copiii Lui. Vizibil. Da, asta a fost doar o paranteză. Treaba este că întrebarea care măcina milioane de oameni, scriau comentariile jurnaliștilor că a produs o frenezie, zice așa, o tulburare grozavă. Întrebarea era când vine. Și observați că întrebarea nu e nouă. Fariseii, acum 2000 de ani, întrebam la fel. Când vine? Și surprinde Domnul Hristos și le spune împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu vine cu arătarea în afară, zice în alte traduceri. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Dacă această propoziție ar fi fost adevărată despre în lăuntrul fariseilor, ar fi fost extraordinar pentru ei, ar fi fost mântuiți. Ar fi avut cea mai mare bucurie pe care poate o avea un om, asemenea inimii lui Enoch, să mergi pe pământ și, de fapt, să fii în cer.
să umbli pe aici pe pământ, să-ți faci treburile, dar să fii în compania lui Dumnezeu, să se poată scrie despre tine în cărțile din cer, cu Tănescu a umblat cu Dumnezeu. Împărăția cerurilor este în lăuntrul lui. Așa s-a spus despre Enoch. Nu exact cu aceste cuvinte, dar această idee a experienței lui. Zice, și Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Cum a umblat cu Dumnezeu? Păi nu prin cer, ci pe pământ. În ce împărăție era Enoch? Nu știm cum era organizată lumea înainte de potop, dar în niciun caz într-o împărăție pământească. Enoch era în împărăția cerurilor, pe aici, pe pământ. De ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, spune Domnul Hristos. Iar dacă nu este, degeaba așteptăm ceva care să vină. Va veni, o vom vedea, o vom saluta de departe, dar nu vom avea parte de ea. Simplu. Pentru că nu rezonează, nu bate inima noastră în armonie cu realitatea celei împărății. Dar dacă împărăția lui Dumnezeu este înăuntru meu și al tău, când va veni Fiul omului să ne ducă acasă unde ne-a pregătit un loc, Ioan 14, vă voi lua cu mine ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Ne vom potrivi acolo în împărăția cerurilor, pentru că deja împărăția lui Dumnezeu este înăuntru nostru. Dumnezeu este întronat în persoana Domnului Hristos în inimile noastre și atunci avem un loc cu El în împărăția veșnică pe care El ne-a pregătit-o. Acum, cum să poate ști că acest lucru este într-adevăr adevărat în dreptul meu, în dreptul nostru, fiecare în parte, nu ca grup? În lăuntru vostru înseamnă a fiecare în parte, nu poți să avem un în lăuntru colectiv, nu? Exteriorul mai poate deveni colectiv, așa, nu? Lucruri pe care le folosim în comun, nu? În deopște, biserica, spre exemplu, nu? E un lucru în comun. Satul, cumva, e un lucru în comun. Dar lăuntru este al fiecăruia. Fiecare depinde direct de mâna lui Dumnezeu, dacă acceptă sau nu, ca această împărăție să fie clădită, să ia chip în El. Dacă inima noastră devine sediul împărăției lui Dumnezeu, dacă acceptăm în cele din urmă ca Dumnezeu, Domnul Hristos, să vină și să ocupe tronul ei și eu nostru să fie așezat acolo unde e locul, adică pe cruce. Spunea Pavel, am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci exact treaba asta, eu pe cruce, răstignit și Hristos în inimă, cu împărăția, în lăuntru vostru. Hristos pe tronul inimii. Apoi, din acea inimă, vine Proverbele, nu? Vă aduceți aminte cum spunea, Proverbele 4. Zice, păzește-ți inima, versetul 23, mai mult decât orice. De ce? Căci din ea ies izvoarele vieții. Și dacă în ea, în lăuntru vostru, zicea versetul, este împărăția lui Dumnezeu, ce fel de izvoare izvorăsc din acea inimă? Izvoarele împărăției lui Dumnezeu. Și asta, într-adevăr, este simțibil în afara noastră, în jurul nostru. Nu cu o arătare care să izbească privirile, spunea Domnul Hristos. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa în fel încât să izbească privirile, ci este înăuntru vostru. Dar dacă este acolo înăuntru vostru, chiar dacă nu izbește privirile, chiar dacă pe din afară așa părem liniștiți la locul nostru, suntem smeriți așa cum ne șade bine în fața lui Dumnezeu. Dar în realitate, din inima, de acolo, de unde își are locul lui fericit, Domnul Hristos va fi simțit în afară. Haideți să ne aducem aminte de o poză, de o întâmplare, să zicem așa,
petrecută în Egiptul Antic. Moise este trimis la faraon să îl convingă să dea drumul poporului evreu să plece din Egipt. Și ca întărire a trimiterii lui divine, îi este cerut să facă niște minuni în fața lui faraon, ca acesta să fie făcut să creadă că, într-adevăr, asta are de făcut, să dea drumul poporului să plece. Și zice că Moise aruncă toiagul care l-avea în mână. Și ce devine toiagul? Un șarpe care începe să mișune acolo pardoseala palatului și să speria oamenii de el, nu? Să treceau deoparte. Dar ce s-a întâmplat în replică la acest lucru? Deci era un ceva văzut sau nu era ceva văzut? Șarpele l-a putea fi văzut? No. Un toiac care nu mai era toiac, nu mai era un șarpe care viu, nu? Se mișca pe jos. Ce spune Scriptura că s-a întâmplat? Au venit vrăjitorii și au aruncat și toie genitor. Și ce s-a întâmplat? Au făcut devenit și șerpi. Ele, toiecele, au devenit șerpi și, nu, mișunau pe aceeași pardoseală. Na, care e împărăția? De multe ori suntem în ispita aceasta de a vrea să facem ceva în exterior care să convingă că suntem noi, nu știu cine suntem, că suntem trimiși ai Dumnezeu, că suntem aparținători ai împărăției lui Dumnezeu. Chiar dacă ar convinge, nu convinge decât în foarte mică măsură și e discutabilă convingerea aceea, subțire. Nu poți să zici, dacă fac așa sau nu fac cu tare, cu asta, sunt copilul lui Dumnezeu. Pentru că se poate întâmpla să faci o vrăjitorie. Cum arată un copil al lui Dumnezeu? Păi de sâmbătă așa, Biblia se îmbracă frumos și merge la biserică. Bun, îmi iau și o Biblie, mă îmbrac frumos și mă la biserică. Și cu asta am devenit copil al lui Dumnezeu. Slabe speranțe, dacă doar prin asta. A, că acolo mă pot întâlni cu Dumnezeu. Încă o dată și încă o dată. Și că împărăția tainică începe să ia chip în mine încet, încet. Asta e altă discuție. Dar doar așa că pe din afară semăn cu, nu? Sau, cum arată un om al lui Dumnezeu în acțiune? Zice, fiți cei din tâi în fapte bune, învățam noi după amiază, în sabatele trecute. Cei din tâi. Bun. Deci creștinul născut în împărăția lui Dumnezeu, care are împărăția celor, împărăția lui Dumnezeu, în inima lui, e plin de roadă. E ca un pom cu crengile aplecate de roadă sfântă și bună. Hai să facem și noi. Ca să fim. Zice, dacă dai milostenie, dacă îți dai toată averea săracilor și n-ai dragoste, spunea apostolul, ce se întâmplă? Ce zice că suntem noi în cazul ăla? E un chimval zângănitor. Nu? Deci cât s-au aplicat crengile de tare de roada pe care vrem să o băgăm sub ochii semenilor care se uită la noi și să spunem că din pricina asta suntem creștini. Nu este musai că suntem creștini. A, am făcut ceva. Bun. Zice că paharul de apă pe care îl dai în numele Domnului nu-și pierde răsplata. Dar nu înseamnă că dacă am dat pahar de apă, am devenit acum copii al lui Dumnezeu. Cea mai grozavă înșelătorie a diavolului pentru cei care încep să caute pe Dumnezeu. Dacă nu ne poate păcăli să nu le pese, să-și bată joc de viața o așa, îi vede că acum caută pe Dumnezeu, le spune, bine, dacă începi să te porți ca un copil al Dumnezeu, e deja destul. Nu-ți mai trebuie altceva. Și atunci te oprești în înfățișarea lucrurilor exterioare. Dacă împărăția lui Dumnezeu este doar în exteriorul nostru, în jurul nostru, în înfățișarea exterioară a lucrurilor, ne putem înșela grozav. Acum vine, dacă nu este această realitate și căutăm împărăție, așa cum am citit în seara aceasta, în lăuntrul nostru, vine cu a treia păcăleală. Care e următoarea înșelătorie? Păi dacă împărăția e înăuntrul nostru, nu mai contează nimic în afară. Nu? Nu mai contează.
vrăjească, că așa am spus acum. Degeaba faci un șarpe care să mișine pe jos, că face și vrăjitorul un șarpe și mișină și ala, și bun, șarpele doar mănâncă pe celălalt, dar mare șmecherie nu e ca diferență, nu? Păi nu. Nu se poate iubește întreaga. Dacă împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu, domnia lui Hristos, este înăuntru inimii noastre. Acest lucru se respiră în jurul acelei persoane. Chiar dacă nu ni se scot ochii că uite ce deosebit e acel om, în liniștea, în modestia, în smerenia acelui om, există un ceva care dă dovadă, dă mărturie, că acolo este Dumnezeu înăuntru inimii. Smerenia Lui, atitudinea Lui, cuvintele Lui, umblarea Lui, lumina Lui, credincioșia și, să zicem, rezistența Lui la ispită, îl dovedește ca un om al Lui Dumnezeu. Purtarea pe termen lung este extraordinar de valoros, să încercăm să luăm noi acest gând prețios. Să urmărim în cartea Hristos, Lumina Lumii, pe tema aceasta, câteva rânduri frumoase. Împărăția lui Dumnezeu, pagina 424, nu vine în așa fel încât să atragă atenția. Evanghelia Harului Dumnezeu cu spiritul ei de lepădare de sine nu poate să fie niciodată în armonie cu spiritul lumii. Cele două principii sunt vrăjmașe. Și acum citat din Întâi Corinteni 2:14. Omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nu poate să le înțeleagă, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Deci aceasta este realitatea. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să atragă atenția, zicea. Spiritul acestei persoane îmbibate de prezența Împărăției lui Dumnezeu, de Domnia Domnului Hristos, cel Bun și Sfânt în inima Lui, zice că e cu totul dezacord cu spiritul lumii. Aceste două principii sunt în vrășmășie. Atunci, purtarea, îmbrăcămintea, înfățișarea feței, atitudinea, cuvinte, toate lucrurile care îl caracterizează pe omul exteriorul lui, emană realitatea din interior. Nu poți să-ți pui maști. Ar fi doar cu înfățișarea în afară. Aia nu ajută pe nimeni. Dar este o realitate văzută și în afară. Încă un gând frumos. Împărăția lui Dumnezeu nu va fi întemeiată pe hotărârile tribunalelor, a consiliilor sau adunărilor legislative, nici prin patronajul oamenilor mari din lume, ci prin sădirea naturii lui Hristos în natura omenească, prin lucrarea Duhului Sfânt. De la 1 ianuarie, conform afirmațiilor primului ministru ungar, o mare parte din bisericile neoprotestante din Ungaria vor pierde reprezentarea lor legală. Deci vor fi neautorizate mai departe. Nu vor mai fi autorizate să funcționeze sub cupola legii. De ce? Primul ministru a explicat. Vrem să dovedim că putem fi o țară model. În centrul Europei vrem să arătăm cum arată o țară creștină. Noi suntem catolici, țara este sub hramul, sau cum se cheamă, nu? A Sfintei Fecioare, toată țara Ungaria, nu? Și vrem să dovedim ce înseamnă o țară catolică. Gata, prea multe religii, s-a terminat. Așa că și biserica noastră, și biserica adventistă, și alte biserici, Martorii Jehova, dacă nu mă înșel, și încă câteva grupuri protestante, nu vor mai fi legali în Ungaria, pentru că așa hotărăște legea, care va fi deja votată, nu? Va fi aplicată din 1 ianuarie. Da. Și cu asta? Dacă nu te mai recunoaște cineva, înseamnă că nu mai ești. Nu? Nu.
dacă împărăția este în lăuntru nostru, ni se pot retrage și în România noastră, într-o bună zi, toate acreditările. Cum s-a mai și întâmplat în trecut. Sau mai grav, putem fi direct scoși la afară legii, putem fi cine știe ce anume să se întâmple cu noi. Dar acea împărăție nu va putea rămâne tăcută. Nu va putea rămâne ascunsă. Zice, ea își găsește realitatea în viața omului prin sădirea naturii lui Hristos în natura omenească. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Aceasta este singura putere care poate produce înălțarea omenirii. Iar partea omului în săvârșirea acestei lucrări este învățarea și trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci doar Dumnezeu face treaba asta. Să facă, să ia loc în noi împărăția cerurilor. Să facă din inima noastră un loc unde să troneze Domnul Hristos. Și atât. Acum, ce am venit noi de făcut? Nu putem face treaba asta. Nu putem să creezi împărăția, pentru că e infinită, e veșnică. Dar putem și ne face ceva. Să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Și învățând, pentru că l-am primit în inimă pe Domnul Hristos, dar acum vrem să ne purtăm în armonie cu voia Lui și nu știm care e voia. Atunci citim cuvântul. Deci învățăm și trăim cuvântul lui Dumnezeu. Asta e partea noastră. Nu asta ne face creștini. Puterea Duhului Sfânt, sădirea naturii lui Hristos ne face creștini. Dar dacă ne interesează ca să funcționeze acest creștin sădit de Dumnezeu, trebuie să aducem mintea noastră, voința noastră, în armonie cu cuvântul Sfânt. Și dacă asta avem de făcut, se cheamă în versetele Domnului Hristos că am trecut de la moarte la viață. Zice, astăzi, ca și în ziua lui Hristos, lucrarea Împărăției lui Dumnezeu nu este făcută de cel ce pretinde cu zgomot să fie recunoscut și sprijinit de conducători pământești sau de legile omenești. Adică, Doamne, să devenim și noi cult, să ne ducem și noi să trimitem un reprezentant în Congresul, în Parlamentul de la București, să ne batem cu ceilalți colegi parlamentari, să dăm nu știu ce legi și cu treaba asta să instaurăm ceva în țara asta românească, să fie bine. Nu merge. Chiar dacă am încercat și am reușit să găsim, nu, căi pentru anume formă de putere pământească, nu funcționează. Despre Domnul Hristos cu puterea cerului, citim că n-a încercat să răstoarne nedreptățile și, eu știu, echilibrele strâmbe sau drepte ale vremii lui. Deși erau multe nedreptăți, nu că nu îi păsa de oameni. Chiar o pagină înainte scrie în același articol. Îi păsa, dar nu așa rezolvi. Cum rezolvi? Zicea, Mântuitorul n-a încercat să facă reforme civile, n-a atacat abuzurile naționale, nici n-a condamnat vrăjmașii națiunii. El nu s-a amestecat în treburile autorităților sau administrației celor de la putere. El, care ne-a fost pildă, s-a ținut departe de guvernele pământești. Nu că era indiferent la suferințele oamenilor, ci pentru că leacul nu era în măsuri omenești exterioare. Pentru a avea succes, tratamentul trebuie să cuprindă pe fiecare om în parte și trebuie să înnoiască inimii. Era multă nedreptate. Cum rezolvi? Schimbi inimile oamenilor. Și asta este soluția care aplicăm și la noi acasă, la noi în biserică, la noi în familie, la noi în țară. Vrem să fie bine? Vrem să mergem spre cer? Vrem să devenim o evanghelie vie, o minune pentru oameni, pentru semeni, pentru vecini? Să fie frumos în jurul nostru. Soluția este tainic în inimile noastre. Să ia acolo chip Domnul Hristos. Și ultimul gând al serii, 198, din cartea Fiși și Fiicele lui Dumnezeu, apropo de faptul că Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu arătarea în afară.
Unii sunt văzuți, unii. De-a Domnul să fie vorba despre noi aici toți. Unii sunt văzuți, ieșind din comuniunea lor zilnică cu Dumnezeu, îmbrăcați cu blândețea Domnului Hristos. Și acum, unul din roadele, una din roadele acestei realități a îmbrăcării în Dumnezeu, zice, cuvintele lor nu sunt asemenea unei grindine pustiitoare, sfârmând totul în calea ei, ci cuvinte plăcute, dulci, este pe buzele lor. Ei seamănă semințele iubirii și ale bunătății de-a lungul căii lor și toate acestea în mod inconștient. Cum? Nu căutat, nu sclivisit, nu fariseic, ci natural, inconștient, normal. Așa cum este de normal pentru un crin să nu se zdrobească, nu ca să miroasă frumos, pentru că e normal să miroasă frumos, așa și creștin adevărat. În mod inconștient, pentru că Hristos trăiește în inima lor. Și acum atenție la ultima frază. Influența lor este simțită mai mult decât este văzută. Nu așa că vă place. Influența lor, acestor oameni plini de Domnul Hristos, în inima lor, spunea Luca, capitolul 17, acolo, în lăuntru vostru, este deja împărăția lui Dumnezeu. Este simțită, nu atât văzută, dar este simțită influența acelei transformări. E clar că e și văzută, dar față de ce se simte, parcă nici nu se vede. Nu aia contează. Nu aia e primul rând. Dumnezeu să ne ajute să putem avea și noi parte de această minunată transformare despre care Pavel spunea că simte durerile nașterii, zice, până va lua chip Hristos în voi. Să se întâmple această minune și inima noastră, să ia chip Domnul Hristos și să putem astfel să trăim cu împărăția cerurilor, împărăția Domnului, cu domnia sa în inimile noastre, pregătindu-ne astfel pentru împărăția exterioară veșnică. Amin.